Giurgiu traversează zile de foc în care temperaturile la umbră vor atinge și chiar depăși 41 de grade Celsius. La soare abia că se mai poate respira, indicele de temperatură umezeală depășind pragul critic de 80. De altfel, meteorologii au emis atenționare cod portocaliu valabil până miercuri, cod care avertizează populația la o protecție și mai mare împotriva caniculei. La asemenea temperaturi apropiate de maxime istorice, aproape nimic nu mai rezistă, însă cel mai greu le este celor care sunt nevoiți să lucreze în aer liber. Printre aceștia, producătorii agricoli care spun că fac față cu greu arșiței, mai ales că fructele și legumele se strică pe tarabe și astfel înregistrează pierderi considerabile. Aruncăm foarte multe legume, să știți, din cauza. La 40 de grade... Și se poate vorbi de o pierdere mare? Da, da, da. Găsim foarte multe roșii stricate. Și nu numai, și castraveți și tot, adică foarte greu le protejăm. Și ați mai scăzut din preț? Încercăm, sigur, în momentul în care se strică, scădem prețul, vă dați seama că nu. Adică aruncăm ce e stricat și restul le scădem din prețul. Vara este departe de a se fi terminat, așa că deocamdată nu putem vorbi de o răcorire a vremii. Cea mai mare temperatură înregistrată în România pe timpul verii a fost de 44,5 grade Celsius în anul 1951 în Câmpia Brăilei.